Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislou. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Despre sănătate vorbim în cadrul emisiunii noastre, despre sănătatea noastră și despre reforma din sănătatea românească. O reformă care, începând cu 1 iunie, ar trebui să se facă simțită. Din păcate, în același stil pur românesc, încă nu s-a publicat în Monitorul oficial cum va funcționa noul pachet de servicii care se oferă asiguratului român, dar în același timp sunt foarte multe modificări care afectează atât cabinetele medicilor de familie, dar și medicii care lucrează în spitalele din România. Facem astăzi o primă ediție a emisiunii despre sănătate împreună cu invitatul meu din această seară, domnul medic de familie Ioan Antohi. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor TV Sighet. Mă bucur pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a participa la această emisiune și sper să pot aduce câteva lămuriri privind aspecte noi în asistența medicală primară și nu numai în perioada care urmează, începând cu 1 iunie, prin intrarea în vigoare a noului contract cadru și a normelor metodologice de aplicare a contractului cadru. Spuneam în preambulul emisiunii că este o primă ediție de această dată pe tema modificărilor din cadrul cabinetelor de medicină de familie, fiindcă sunt foarte multe modificări și la nivel de spital și de ambulatoriu. Vom discuta despre acest subiect în a doua parte a emisiunii cu invitatul meu, domnul Viorel Deghit, președintele CAS Maramureș, dar la o a doua ediție sper să avem și invitați medici și de ce nu chiar și manageri ai spitalelor din Maramureș care să ne explice cu ce se modifică începând cu 1 iunie acest pachet de servicii și care sunt, să spun așa, lucrurile care se schimbă major în tratamentul pacientului atât în spital cât și la medicul de familie. Practic de la 1 iunie a intrat în vigoare noul pachet de servicii medicale, cu alte cuvinte, ceea ce asigură statul din contribuția pe care fiecare român o plătește la sănătate. Deși legea ar fi trebuit să reformeze sistemul și să ajute pacienții, în policlinici și spitale va rămâne aceeași problemă, și anume lipsa banilor și în plus vor apărea listele de așteptare, un lucru nou aș spune. Ba mai mult, autoritățile creează cadrul pentru apariția oficială a listelor de așteptare atât la consultațiile de la medicul de familie, la policlinică, cât și în spitale. Consultațiile și analizele vor fi efectuate în limita plafoanelor alocate. Cum afectează de la 1 iunie această reformă, în ghilimele, din sănătate, medicii de familie și cabinetele lor din Sighetul Marmației și din Maramureș în general, domnule doctor? Da, noile norme metodologice privind aplicarea contractului cadru pe perioada 2014-2015 modifică o serie întreagă de aspecte de legislație medicală și va avea ca și consecință modificări importante în relațiile dintre furnizorii de servicii medicale între ei, între furnizorii de servicii medicale, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și ceea ce este lucru cel mai important din punctul de vedere al celui care ne privește, este modificarea fundamentală ce se va întâmpla în raportul între asigurați și furnizorii de servicii medicale prin intrarea în vigoare a unui nou pachet medical de bază. Acest pachet nou medical de bază a fost dorit, discutat și s-a născut după o lungă perioadă de gestație. Dacă țin bine minte, se discută de el de ani buni de zile și de-abia în acest moment el a fost definitivat într-o normă, urmând a fi aplicat cu data de 1 iunie. Ceea ce este extrem de dificil pentru noi ca furnizori de servicii medicale este faptul că
Noile prevederi nu au fost cunoscute decât începând cu data de 30 mai și nici la ora actuală aceste norme nu sunt publicate în monitorul oficial, iar cu data de 1 iunie ar fi trebuit să funcționăm după noile prevederi, în condițiile în care nici în acest moment nu avem un contract oficial cu Casa de Asigurări de Sănătate Județeană. Practic, dumneavoastră, cum vă desfășurați la ora actuală activitatea în acest caz? La ora actuală, fiecare medic de familie își desfășoară activitatea cam cum crede el de cuvință că ar trebui să-și desfășoare activitatea, fiindcă nu este în posesia unui contract oficial în acest moment și aprofundarea prevederilor pachetului de bază de servicii medicale este dificilă, pe de o parte, iar pe de altă parte nu există în acest moment infrastructura IT necesară, mă refer la softurile, care să poată să acopere noul pachet de servicii medicale de bază. Și din acest punct de vedere, sigur că avem probleme dificile și avem probleme dificile nu numai cu ceilalți furnizori de servicii medicale, dar avem, de exemplu, o problemă destul de dificilă cu farmaciile, care în prima zi au refuzat o bună parte din rețetele eliberate de noi, rețete care au fost formulate în baza prescripțiilor și în baza prevederilor legale pe vechiul contract cadru și pe normele valabile de atunci. Bun, înțeleg din informațiile noastre că, de exemplu, medicii de familie vor primi în plus sarcina de a face consultații preventive pentru românii sănătoși, dar 9 consultații pentru copii cu vârsta până într-un an și jumătate, o vizită la doctor o dată la 3 ani pentru cine are între 18 și 49 de ani. Asta e o vizită obligatorie care e gratuită și să înțeleg că de la 1 iunie celelalte vizite pe care le facem pe parcursul unui an vor trebui plătite. Consultațiile? Nu, nu. Deci situația din punctul de vedere a acestor tipuri de servicii este în felul următor. Deci sunt servicii de prevenție și aceste servicii se acordă gratuit. Deci toate serviciile din pachetul medical de bază sunt servicii care sunt gratuite la furnizorul de servicii medicale, indiferent de care furnizor este vorba. Serviciile acestea de consultație preventivă se fac pentru noi născuți ugari și copii după un ritm mult mai frecvent, dar începând cu vârsta de 4 ani până la 18 ani se fac la copii o dată pe an, de la 19, deci de la după depășirea vârstei de 18 ani până la 39 de ani este obligatorie o consultație privind identificarea riscurilor la pacienții care sunt asimptomatici, de la cei care nu se consideră bolnavi. Deci nu se referă la pacienții de această vârstă care prezintă una sau mai multe afecțiuni. Bun. Ministerul Sănătății se spune că vrea să pună accentul de acum încolo pe tratamentul în policlinică, unde costurile sunt ceva mai mici, dar în același timp astfel se creează oficial listele de așteptare. Pentru că nu poți să primești pe toți în policlinică. Și, de exemplu, un pacient poate fi văzut de medicul specialist în maxim 7 zile, ceea ce mi se pare destul de mult în condițiile în care te duci la un medic specialist trimis de către medicul de familie, pentru că există o suspiciune de ceva mai grav. Și dacă e vorba de o afecțiune care se poate complica repede sau chiar 6 luni, dacă este o boală care nu riscă să se agraveze. Adică eu, dacă nu am o boală care riscă să se agraveze, trebuie să aștept, pot să aștept până în 6 luni de zile pentru a fi consultat de un medic specialist gratuit în baza pachetului de servicii? Da, listele de așteptare sunt o realitate și vor fi o realitate din ce în ce mai pregnantă pentru asiguratul român, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că această programare și acest timp de așteptare se referă doar la situația în care afecțiunea pacientului poate în ghilimele să aștepte, dar în situația în care se va produce o decompensare sau o acutizare a situației lui, el poate să se adreseze unui serviciu medical de urgență, indiferent dacă figurează pe o listă de așteptare. Deci,
Să înțeleg că dacă e o boală care se poate agrava foarte repede, nu mai trebuie să ai fi pe lista de așteptare, ești luat cu Nu. prioritate sau Dacă cum? luăm o boală, să zicem, obișnuită, care nu implică un risc important și imediat, el este programat de către medicul din ambulatorul de specialitate pentru o consultație peste un număr de zile, dar dacă în perioada respectivă intervine o acutizare a problemei, o decompensare a situației lui, starea lui se agravează, atunci el se poate adresa serviciului medical de urgență. Și din urgență merge automat în spital la tratament? Da, din urgență, în raport de situația concretă, el va fi dirijat spre spitalizare sau va fi dirijat pentru terapie intensivă, pentru o intervenție chirurgicală, de la caz la caz, în raport de situația concretă în care Din ajunge informațiile pe care le pacientul. aveți dumneavoastră, ce anume va asigura medicul de familie conform noului pachet de servicii minimal? Pachetul de serviciu bazal și pachetul de serviciu minimal sunt două lucruri până la un punct diferite, deși în parțial pachetul minimal se suprapune peste pachetul bazal. Ceea ce este foarte important de știut este că pachetul minimal se adresează neasiguraților, deci celor care nu pot să facă dovada calității de asigurat. Acest serviciu, acest pachet minimal conține servicii medicale pentru situații de urgență medico-chirurgicală, pentru boli cu potențial endemo-epidemic, se referă la monitorizarea și evoluția sarcinii și lăbuziei și se referă doar la gravidele care nu sunt asigurate, consultații de planificare familiară și activități de suport. Activitățile de suport conține de fapt un singur act medical, certificatul constatator de deces care se eliberează gratuit. Ceea ce este foarte important pentru aceste persoane neasigurate este faptul că acest pachet minimal de servicii nu asigură costurile pentru investigațiile paraclinice necesare diagnosticului, pentru medicamentele necesare pacientului respectiv și nici costurile implicate de alte activități de suport care vor fi suportate de neasigurat. Și dacă ești asigurat? Dacă ești asigurat, acest pachet de servicii peste cel minimal cuprinde și alte tipuri de servicii și sunt asigurate în totalitate gratuit de către sistemul de asigurări sociale de sănătate. Deci, din ceea ce spuneți dumneavoastră, înțeleg că medicina de familie va asigura urgențele, da, în primă fază, consultațiile gratuite, dar programate. Pentru boli acute, subacute, boli cronice, pentru monitorizarea unor boli cu implicație socială largă, cum sunt, de exemplu, hipertensiunea, dislipidemiile, diabetul zaharat, boala cronică de rinichi, bronhopneumopatia cronică obstructivă și astmul bronșic. Iar la aceste boli există o monitorizare care se va face în raport de gradul de risc pe care îl prezintă boala respectivă, prin tratamente și prin investigații în raport de mărimea riscului da, detectat. În continuare, medicul de familie de la 1 iunie va scrie bilete de trimitere? Da, va scrie în continuare bilete de trimitere și mai mult decât atât, accesul la medicul specialist va fi determinat de existența acestui bilet de trimitere. Sunt și excepții în această situație și aceste excepții se referă în primul rând la urgențele medicale, la programele naționale și la unele afecțiuni care permit prezentarea direct a pacientului la medicul specialist din ambulatoriu, lista acestor boli fiind nominalizate în norme. Bun. Eliberarea medicamentelor compensate și gratuite va mai fi realizată de medicina de familie? Da, în continuare va fi realizată atât de medicina de familie, cât și de ambulatorul de specialitate, cât și de spital, pe perioade cuprinse în raport de tipul de afecțiune, 3 până la 7 zile în acut, 7 până la 10 zile în cazul bolilor subacute, 90
de zile maxim, deci între 30 și 90 de zile maxim pentru bolile cronice. Bun, care e diferența practic? Înainte de 1 iunie existau la medicul de familie anumite reglementări, iar acum după 1 iunie ce s-a schimbat? Ca să facem o paralelă foarte scurtă. Ce s-a pierdut practic? Pentru că pe contribuabil și pe asigurat în general îi interesează când merge la medicul de familie ce îi se mai oferă din partea medicului de familie, mai exact. Și aici mă refer în special la partea aceea pur practică. Câte consultații gratuite, faptul că îi se prescriu anumite medicamente compensate sau gratuite, faptul că îi se dă un bilet de trimitere, deci lucrurile acestea au rămas, înțeleg, în continuare. În continuare, aceste lucruri au rămas, dar s-au modificat sub unele aspecte. De exemplu, s-au modificat consultațiile privind unele boli cronice la medicul specialist, în sensul în care numărul lor este limitat și este dependent de tipul de afecțiune și de gradul de risc pe care îl implică. Astfel sunt afecțiuni... Dați-ne niște exemple ca să păi, ne dăm seama. Pot să dau, de exemplu, hai să spunem, hipertensiunea și bolile cardiovasculare. Dacă riscul este foarte înalt, se poate prezenta la medicul cardiolog internist de 2 până la 4 ori pe an. Dacă riscul este scăzut, atunci nu este necesară și nu poate beneficia decât de o singură consultație. De asemenea, s-au modificat investigațiile care pot fi prescrise pentru această afecțiune de către medicul de familie, respectiv de către medicul specialist. Din punctul de vedere al rețetelor, două aspecte și al medicamentelor, două aspecte sunt foarte importante. Există o listă de medicamente noi care au fost introduse și unele au fost scoase pe de o parte, iar pe de altă parte noutatea cea mai mare și foarte importantă pentru pacient este aceea a rețetei fracționate. Noțiunea aceasta de rețetă fracționată nu a existat până acum și această rețetă fracționată permite practic pacientului ca în situația în care are o prescripție pentru 90 de zile pentru, să spunem, 5-7 medicamente, el poate să-și ia rețeta de la o farmacie pentru un număr, să zicem, de 30 de zile pentru două medicamente, 60 de zile pentru alte două medicamente, 90 de zile pentru alte medicamente, în raport de situația financiară și de necesitățile pe care le are. Urmând ca ceea ce a rămas nepreluat din rețeta respectivă să poată fi preluat la o dată ulterioară și chiar și la o altă farmacie, fiindcă rețeta fracționată va exista în sistem și se va vedea cine a eliberat medicamentele respective și care dintre ele și în cantitatea în care a fost eliberată. Bun, vorbim despre acest subiect, dar și despre cardul de sănătate după o scurtă pauză de publicitate. Nova, magazinul casei tale. Numai la Nova găsiți mop bumbac 200 de grame la doar 2,3 lei. Cel mai bun preț la mop ecologic superabsorbant îl găsiți tot la Nova, 1,9 lei. Doar la Nova puteți achiziționa masa de călcat Mara, singura masă cu blat din panou de lemn masiv la numai 99 de lei. Și numai la Nova vă oferim tencuiala structurată profesională și vopseaua lavabilă cauciucată Duraziv, garantată 10 ani. Nova. Oferte unice la cele mai bune prețuri. La UPC, copiii au puteri magice. Ia-ți acum pachetul magic cu Disney Junior și ai cele mai multe canale de desene animate din România cu doar 59 de lei.
Husqvarna, prin Ursa Mare SRL, lansează campania de primăvară. Vino să te convingi de promoțiile mult așteptate. Cositor Ferrari de la 7.499 de lei, moto unelte cu fir și disc de la 799, iar fierăstraiele au prețuri începând tot cu 799 de lei. De asemenea, campania de primăvară aduce prețuri promoționale și la pompe de apă și generatoare de curent. Tot la Husqvarna găsești mașini de tuns iarba, accesorii și piese de schimb pentru produsele comercializate, consultanță și serviciu profesionist. Când spui Ursa Mare, spui Husqvarna. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B3, lângă TV Sighet. Telefon 0362 415318 sau 0754 556642. Primăvara este mai frumoasă când folosești utilaje de la Husqvarna. În peisajul medical privat maramureșan, la doar un an după inaugurare, Clinica Someșan a ajuns să asigure cele mai complexe servicii de investigare imagistică, laborator de analize și consulturi clinice care, alături de tratamentele de specialitate medicale, inclusiv cele chirurgicale și stomatologice, sunt practicate de o echipă alcătuită din peste 100 de medici din Baia Mare, Satu Mare și centre universitare cu tradiție din România. Medicația necesară, indiferent de complexitatea acestea, este asigurată cu promptitudine prin farmaciile Someșan deschise non-stop. Serviciile clinice asigură spitalizare de zi și spitalizare continuă pentru diagnostic, tratamente, intervenții chirurgicale și nașteri. Preocuparea noastră permanentă pentru creșterea performanțelor fiind certificată de acreditările ISO și RENAR obținute după ultimele standarde în domeniu. Clinica Someșan, profesionalism, calitate, discreție și respect pentru pacienți. Sunt elevă la Liceul Tehnologic Marmația, profil economic și aș dori să devin economist. Visul meu cel mai mare este să devin un antreprenor de succes. Doresc să devin organizator banqueting. Ceea ce îmi doresc este să devin vânzător. Vreau să devin tehnician în activități de comerț. Vreau să devin designer vestimentar. Vreau să devin croitor. Vreau să devin tehnician desenator pentru construcții și instalații. Vreau să devin inginer în construcție. Aș dori să ajung tehnician mecatronist. Doresc să devin inginer electrotehnist. Pe viitor îmi doresc să devin informatician. Aș dori să devin inginer. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. Noua construcție din curtea Direcției de Asistență Socială, care are destinația de centru pentru persoanele vârstnice, a fost devastată de niște copii zilele trecute. Aceștia erau cât pe ce să provoace un incendiu de amploare la mansarda clădirii care se află în construcție. Percheziți în această dimineață în Baia Mare. Mascați au descins la locuința unor băimăreni suspectați de trafic de mărfuri furate din străinătate și vândute mai apoi în țară. Părinții sunt sfătuiți să fie cu ochii în patru atunci când cumpără jucării pentru cei mici. O serie de produse cu etichete contradictorii care, în loc de bucurii, ar putea face rău copiilor, au descoperit autoritățile în urma unor controle. 356 de pensionari maramureșeni vor putea obține un bilet de tratament în una din stațiunile balneare din țară aflate în subordinea Casei Naționale de Pensii. În topul preferințelor maramureșenilor se află stațiunile Ogna, Șugatag, 1 Mai, Felix și Bizușa. Crema matematicienilor se află în aceste zile în Baia Mare. 33 de specialiști din România, Thailanda, Arabia Saudită, Spania sau Polonia dezbat teoria punctului fix în cadrul Conferinței Internaționale de Matematici Aplicate.
despre modificările din sănătate, începând cu 1 iunie, vorbim în cadrul emisiunii Sighetul de azi cu invitatul meu, domnul doctor medic de familie Ioan Antohi. Vreau să vă întreb dacă până la urmă contribuabilul, asiguratul, cum îl denumiți dumneavoastră în cadrul cabinetului de medicină de familie, are, să spun, lucruri noi benefice în această reformă care se aplică de la 1 iunie, adică se bucură de lucruri noi și pe care, să spunem, parte se pune accentul. Înțeleg că acum toată lumea vrea să pună accentul pe prevenție, dar asta e un lucru care, să spun, e de când lumea. Toată lumea spune nu mânca mult, nu bea mult, consumă fără prea multă sare, zahăr și grăsimi. Până la urmă, tot ajungem la un moment dat să avem nevoie și de medicul de familie măcar. Da, aveți dreptate. Prevenția practic este un serviciu medical foarte cost eficient. Deci implică costuri mici, are eficiență mare, dar depinde nu numai de medic, ci depinde și de asigurat. Medicul poate să evidențieze riscurile pe care le are pacientul la un moment dat, poate da o serie întreagă de indicații, dar rămâne totuși la latitudinea pacientului și uneori la posibilitățile lui financiare de a respecta indicațiile pe care medicul le dă. Un lucru foarte important de știut pentru asigurați este faptul că pentru toți furnizorii de servicii medicale nu se mai acceptă niciun fel de coplată de către Casa de Asigurări de Sănătate pentru serviciile incluse în pachetul minimal sau pachetul bazal de servicii. Fie că furnizorul este un privat, fie că este un furnizor din sistemul public, din sistemul public, din rețeaua publică. De asemenea, trebuie să aibă în vedere faptul că în linii generale acest pachet bazal are drept scop să mute centrul de greutate din asistența spitalicească către ambulatoriu de specialitate și medicina de familie. În acest sens au fost luate măsuri privind o mai bună finanțare a acestor doi furnizori de servicii medicale pe de o parte, iar pe de altă parte au fost introduse posibilități noi de investigații în aceste sectoare și posibilități de diagnostic și implicit de terapie mai noi. Se speră prin această modificare ca să se realizeze un transfer al îngrijirilor celor posibile de la nivelul asistenței spitalicești în ambulatoriu, pe de o parte, iar pe de altă parte reducerea costurilor. Da, încercăm să luăm legătura și cu președintele CAS Maramureș, domnul Viorel Deghid. Bună seara, dacă ne auziți, domnule președinte. Alo, bună seara. Ne auziți, domnule Deghid? Da, am să rog regia să reia legătura telefonică. Bună seara, domnule președinte. Nu ne aude. Bun, reluăm legătura. Încercam să-l întrebăm pe domnul președinte Viorel Deghid despre exact ceea ce spuneați dumneavoastră, și anume trecerea accentului din spre spitalizare, din spre faptul că ești internat în cadrul spitalului, o perioadă mai lungă și astfel ocupi un pat care generează costuri, înțeleg, către tratamentul acela de o zi, de doar câteva zile în cadrul ambulatorului spitalului. Până la urmă, regia, dacă avem și legătura telefonică. Dacă nu, v-aș întreba, domnule doctor Antohi, câți dintre cei care sunt înscriși pe listele unui medic de familie vin pe parcursul unui an, la un moment dat, procentual, să-și facă, nu știu, o trimitere, să ceară o consultație, să aibă nevoie, nu știu, de foaie de boală la un moment dat?
Acum, sigur, situația este diferită în raport de vârsta pacientului și de starea lui de sănătate, dar în principiu și ca și, să spun așa, linie generală, pot spune că per pacient, în medie, avem circa 2,5 solicitări pe an. Altfel spus, la o listă, să spunem, de 2000 de asigurați pe care ai un medic de familie, te poți aștepta în medie la circa 4500 de consultații pe an. Asta cam procentual ce înseamnă? Deci asta înseamnă că per pacient ar fi cam aproximativ 2,5 consultații pe an. Sigur, sunt pacienți care beneficiază de mai multe consultații, fiind cu boli cronice, sunt grupe de vârstă care sunt mai des afectate, cum sunt sugarii, noi născuții, cum sunt pensionarii, bolnavi cu boli cronice, și sunt pacienți care se prezintă mult mai rar la medic, cum sunt cei de vârstă activă, în special populația cuprinsă între 15 ani, 45-50 de ani, a căror prezență la medic este mult mai rară. Bun, da, există și pacienți care nu vin aproape niciodată la medicul de familie, că atunci mă gândesc cum se pune accent pe prevenție în cazul acesta. Categoric, da, există pacienți pe care nu-i vedem uneori chiar și ani de zile din vari motive, dar sunt unii care au o stare de sănătate bună și atunci nu solicită servicii medicale. Nu este mai puțin adevărat că prin noile prevederi ale contractului cadru și normelor metodologice vor avea obligația în acest moment să se prezinte, chiar dacă ei sunt asimptomatici, deci nu prezintă semne sau simptome de boală, să se prezinte la medicul de familie o dată la 3 ani până la vârsta de 39 de ani și o dată în fiecare an peste vârsta de 40 de ani. Da, reluăm legătura telefonică cu domnul Viorel de Ne auziți, domnule Viorel de Ghid? Da. Alo. Bună seara. Nu ne audă domnul Deghid. Aș vrea să-l întreb și tot pe dânsul și pe domnul Deghid, dar poate aveți și dumneavoastră această informație, dacă ajungi să mergi la spital fără o trimitere la medicul specialist, atunci există riscul să plătești? Nu poți să mergi la medicul de spital fără o trimitere. În principiu, ajungi în spital, în secțiile spitalului, fie în urma unui bilet de trimitere din partea medicului de familie, din partea medicului din ambulatoriu sau prin intermediul serviciului de urgență, prin UPU. Nu există o internare sau o solicitare directă de la pacient la medicul din spital direct pe secție. Accesul se face fie prin intermediul medicului de familie, fie prin intermediul medicului din ambulatoriu de specialitate, fie prin serviciu de urgență. Asta înseamnă că trebuie oricum să treci prin medicul de familie să-ți facă o trimitere. Categoric, da. Dacă este o boală, să spunem, obișnuită, dacă este o situație de urgență, atunci trebuie să se adreseze serviciului de urgență și serviciul de urgență va hotărâ dacă este necesară spitalizarea sau nu. Era o discuție la un moment dat și spuneam că vom atinge și acest subiect privitor la cardul de sănătate, care ar trebui într-un fel sau altul să devină un fel de al doilea buletin al românului. În 2014 ar fi anul în care fiecare român ar trebui să intre în posesia acelui card. E posibil ca acest lucru să se întâmple pe parcursul anului, numai târziu spuneau autoritățile de ianuarie 2015, dar cu toate acestea, modul în care acest card va fi folosit încă e neclar. Au medicii de familie la ora actuală vreo informație în plus pe tema aceasta? Nu avem informații în plus. Singurele informații de care dispunem în acest moment sunt legate de faptul că are loc procesul de realizare a cardurilor
propriu-zise de către Primăria Națională, pe de o parte. Pe de altă parte, se estimează că în acest an vor fi, să spunem, tipărite aceste carduri. Urmează ca distribuția să fie făcută în principiu de către Poșta Română și până la prezența acestui card în mâinile pacientului, cred că va mai trece timp. Mie mi se pare că termenul de ianuarie 2015 este un termen ambițios pentru realizarea distribuirii cardurilor, pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce se pune ca semn mare de întrebare este faptul că nu suntem în acest moment în posesia infrastructurii IT necesare pentru gestionarea acestor carduri. Fiecare furnizor de servicii medicale va trebui să fie în posesia unui cititor, inscriptor de carduri pentru a putea avea acces la datele de pe card, pe de o parte, și pe de altă parte de a scrie date pe acest card. Cititoarele de carduri, erau la un moment dat discuția că cititoarele acestea de carduri ar trebui să fie plătite de către medicul de familie și nu de către, stat, minister, cum s-ar spune. Da, sigur, e o discuție și a rămas în continuare o discuție din acest punct de vedere, dar lucrurile nu sunt nici în acest moment clarificate. Singurul lucru stabilit prin norme în acest moment este faptul că are loc procesul de imprimare acestor carduri, pe de o parte, și că distribuirea lor se va realiza prin intermediul Poștei Române. Se pare că totuși sarcina achiziționării cititorului inscriptorului va fi cea a medicului de familie, respectiv a fiecărui furnizor de servicii medicale în parte. Da, costul unui card se estimează că va fi undeva la 2,2 euro plus TVA și activarea lor va fi făcută de către medicul de familie sau la oricare furnizor de servicii medicale la care merge asiguratul după primirea respectivului card. Practic, vom ști din acest card, în momentul în care este citit de către medicul de familie, și care a fost tratamentul, care au fost prescripțiile care s-au scris respectivul asigurat? Nu. Din acest punct de vedere, rolul cardului nu este acesta. Rolul cardului este, în primul rând, de a da unele informații generale despre pacient, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru a permite accesul pacientului, respectiv a furnizorului, în sistem. Acest rol de care dumneavoastră vorbeați înainte va fi asigurat de un alt instrument, dosarul electronic al pacientului. Acest dosar electronic al pacientului a început, să spunem, practic să miște și este o prevedere inclusă cu data de 1 iunie în noile norme metodologice. Vom avea parte și de acest dosar implementat, practic? Cine va scrie în el? În dosarul electronic de asigurat va scrie, practic, fiecare furnizor de servicii medicale în momentul în care va efectua servicii medicale pentru pacientul respectiv. Am putea să spunem că există un pachet minimal de servicii la ora actuală, începând cu data de 1 iunie, practic, mai exact, la care are acces asiguratul, și un alt pachet complementar pe care trebuie să-l plătească? Nu. În momentul de față, un pachet complementar pe care trebuie să-l plătească un asigurat nu există decât în situația în care acel asigurat își realizează o poliță de asigurare facultativă cu un furnizor sau cu un asigurator. În rest, asigurările de sănătate vor demara în viitorul apropiat, dat fiind faptul că în acest moment avem un pachet bazal de servicii medicale și atunci asiguratorii privați vor ști ce anume servicii pot să ofere asiguraților ca servicii suplimentare, complementare. Se vorbește ceva în noile reglementări despre malpraxis, despre problemele acestea care pot apărea în relația dintre pacient și medic?
Nu, din acest punct de vedere există legislație specifică și această legislație nu face obiectul normelor metodologice și a contractului cadru, decât în sensul în care fiecare furnizor de servicii medicale are obligația de a avea o poliță de asigurare malpraxis pentru medic și pentru personalul medical în condițiile în care furnizează servicii în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Va beneficia fiecare asigurat de servicii gratuite sau servicii compensate în limita unui plafon per medic de familie sau care e noua reglementare? Nu există un plafon. Deci din acest punct de vedere nu există un plafon și dimpotrivă. În condițiile în care există un pachet de servicii de bază pentru asigurat, asiguratorul, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate, și-a obligația ca toate acele servicii să poată, care fac obiectul pachetului, să poată să fie asigurate de către furnizorii de servicii medicale, fără plată, pentru toți asigurații. Faptul că va exista, să zic, o concordanță între pachetul de bază, cheltuielile reclamate de acest pachet de bază și fondurile care vor fi puse la dispoziție, rămâne să vedem. Puteți să ne spuneți ceva date și despre partea de medicină dentară, să spun stomatologică, care sunt noile reglementări de la 1 iunie? Da, există reglementări noi în ceea ce privește serviciile de tip stomatologic, în sensul în care există un pachet de servicii de bază stomatologice asigurate gratuit pentru copii și pentru asigurații prin legi speciale. Pentru asiguratul obișnuit, deci diferit de cel pe care l-am amintit ca și categorii, există un alt pachet de servicii medicale stomatologice, mai redus, dar care va fi suportat în proporție de 40% de către asigurat. Pe de altă parte, chiar și pentru neasigurați există un pachet minim de servicii care includ și servicii de tip stomatologic. Ceea ce ridică un mare semn de întrebare, din punctul meu de vedere, nu știu care este din acest punct de vedere poziția medicului stomatolog, este faptul că asistența stomatologică beneficiază de o finanțare extrem, extrem de redusă, ceva în jurul sau sub 1% din totalul fondurilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ori în condițiile acestea, nu știu în ce măsură aceste servicii vor putea fi asigurate din un fond de asemenea dimensiuni. Pe de altă parte, există o mare discrepanță între costurile acestor servicii, costurile reale ale acestor servicii și costurile pe care casa este dispusă să le deconteze medicului stomatolog. Așa încât sunt sceptic că aceste servicii de tip stomatologic vor fi într-adevăr o realitate pentru asiguratul român. Bun, vă mulțumesc mult, timpul a expirat. La următoarea ediție sper să reușim să intrăm în legătură și cu domnul Viorel Deghi, de înțeleg că a fost o problemă tehnică, dar cu siguranță despre subiectul acesta vom mai discuta în emisiunile viitoare, cu atât mai mult cât el are un impact deosebit asupra asiguraților, asupra noastră a tuturor. Vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, doar atât la emisiunea Sighetul de azi. Urmează știrile. O seară frumoasă în continuare. La revedere! Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează, cu Gheorghe Paul Stanislou.
Societatea de Salubrizare Herodot Group informează cetățenii municipiului că toate persoanele fizice și juridice au obligația de a încheia contracte cu Societatea de Salubrizare pentru a beneficia de serviciile acesteia, conform hotărârii Consiliului Local numărul 72 pe 2009. Aceste contracte pot fi încheiate la sediul Societății Herodot, bloc 3 din cartierul 1 decembrie 1918, la camera 12 din incinta primăriei Sighet sau la sediul beneficiarului prin reprezentanții autorizați ai firmei de salubrizare. Herodot Group se ocupă de curățenia orașului tău. Promoțiile primăverii ajung prima dată la magazin Onyx, centru de colorare al firmei Polyclor. Îți dorești o împrospătare? Îți oferim la cele mai bune prețuri vopsele de interior și exterior, lacul, coloranți, diluanți, gleduri, ciment, polistiren, colțare și plasă fibră pentru izolații, precum și tencuiale decorativă într-o gamă diversificată de nuanțe. Știm că îți place să-ți admiri curtea frumoasă, te ajutăm și în acest domeniu. Vindem folie pentru solar cu protecție UV albă, neagră și folie pentru căpșuni cu lățimi de 2, 4, 6, 8 și 12 metri. Găleți, ghivece, articole și unelte de grădinărit, scări metalice și butoaie de toate dimensiunile. Dacă te gândești și la curățenie, tot magazinul Onyx este soluția. Avem produse de curățenie pentru orice încăperi sau suprafețe. Magazin Onyx prin Dom Plaserele, Sighetul Marmației, strada Gheorghe Doja, lângă sensul giratoriu. Începe primăvara cu o vedere sănătoasă. Vino la Opticrina. Cabinetul nostru îți oferă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și un optometrist. Opticrina. Oferim servicii medicale oftalmologice, profesionale și competitive. Consult oftalmologic general, prescripții oftalmologice, prezentarea unei game largi de rame, ochelari și lentile de contact. La noi, primăvara vine cu reduceri de 20% la ramele și lentilele pe comandă. Opticrina. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihai de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Opticrina are grijă de ochii tăi. Ca să te bucuri de viață, pune accent pe sănătatea ochilor tăi. E ușor să spui, merge și așa, nu? Pare mai la îndemână. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii NEANI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. O campanie de conștientizare anticorupție. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. 112, numărul unic european pentru apeluri de urgență. Gratuit în orice rețea de telefonie. 112 salvează viața, proprietatea și mediul. Apelarea falsă sau abuzivă se pedepsește. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.